Am avut discuții încă din urmă cu Voltic despre afacerea Amber la Botoșan, pe care o apreciez, pe care o consider acum așa la un nivel de lon, să zicem, dacă facem o comparație cu alte industrie care a fost cu pregătire în Botoșan, dar sunt convins că o să mergeți mai departe, pentru că dincolo de testarea jocurilor o să creați aici, ceea ce este foarte important. Și cred că acesta va fi nivelul următor. Nivel care aduce o atractivitate în Botoșan și pe acest palier al industriei IT, să-i spunem, dacă vă putem integra aici. Mai sunt de prezent și cu alte firme care nu sunt poate la fel de vizibile, dar cei care își doresc un loc de muncă în acest domeniu sunt interesați de oportunități și e foarte bine că le prezentați încă din acest moment faptul că nu numai pot câștiga bani într-un mod foarte plăcut, jucându-se, dar pot și crea, pentru că am discutat despre acest lucru și îmi doresc foarte mult să avem pârghii noi, autorități locale, să ajutăm industria, indiferent de ce industrie discutăm, pentru că astăzi învățământul dual la Botoșan funcționează cu o singură clasă care activează în industria confecțiilor, să spunem, la liceul textil. Deși există cadrul legal, poate nu a fost un interes sau o determinare mai mare a operatorilor economici să vină alături de inspectoratul școlar, să pună piciorul în prag, să aibă clase în învățământ dual și pentru celelalte meserii. Cred că mai este ceva în domeniul agricol, dacă nu mă înșel, undeva în județ, tot o clasă de învățământ dual, dar nu suntem acolo unde ne-am dorit. Legat de oportunități, Botoșani nu stă foarte rău față de alte orașe, dar există acest spirit aventurier al tinerilor, odată cu terminarea liceului, să meargă către centrele universitare sau către orașele mari, care oferă poate atracții la fel cum avem și aici. Pentru că avem un parc de agrement, avem instituții de cultură, avem foarte multe spații verzi, oportunități bune pentru a întemeia o familie și a locui în Botoșan. Dar contează și acest aspect al veniturilor, care este destul de important. Dacă vă putem ajuta cu ceva, cu mare drag. Dar să știți că nu am primit solicitări din partea agenților economici pentru un sprijin din partea autorităților, din partea primăriei, ca să-și dezvolte afacerea. Cu singura excepție, a venit un domn și a spus că vrea să facă o fabrică de biodiesel și vrea teren. Cam acesta este sprijinul pe care îl văd cei din mediul economic. Dacă pot obține de la primărie, de la Consiliul Județean sau, mă rog, de la autorități, un teren mai ieftin decât găsesc în mediul privat, să-l cumpere, să-l închirieze. În rest, nu am primit. Poate este și vina noastră că noi am căutat. Venim noi. Nu am primit. Venim noi. Propune. Singura asociere în participațiune pe care a făcut-o primăria este cu o stație de carburanți, acolo unde nu am urmărit așa cum trebuie profitul și am reziliat contractul. Este o oportunitate pentru noi să fim parteneri în mediul de business, dar nu este folosită, probabil prin prisma atribuțiilor pe care le avem de a asigura alte servicii publice și de a nu pune profitul pe primul loc. Faptul că oferiți locuri de muncă pentru tineri este cu adevărat îmbucurător și modalitatea aceasta în care ați investit foarte mulți bani, pentru că mi-ați povestit de lucrările care au durat foarte mult și câți bani ați investit în această clădire, ne determină să credem că veți avea un viitor și dacă vă vom putea fi alături, eu vom face cu mare drag. Legat de succesul afacerii, într-adevăr sunt afaceri care sunt de succes, care au plecat din garaj, dar am o remarcă aici, au plecat din garaj din America. Pentru că cred că am avut și alte platforme sociale, la fel ca Facebook-ul, care e de succes astăzi, dar n-a plecat din America și nu s-au dezvoltat la fel. Poate contează și asta, poate nu, pentru dumneavoastră îmi doresc să nu conteze, să fi plecat din București, dar să ajungeți la un nivel foarte mare. Mulțumesc pentru invitație.